Vineri, 25 februarie, la Muzeul de Științe ale Naturii din Roman a avut loc vernisajul expoziției temporare intitulate O prietenie regală, Grigore Antipa și regii României. Este o expoziție foarte dragă nouă, o expoziție vernisată la București în 2017, anul în care s-au împlinit 150 de ani de la nașterea lui Grigore Antipa. Un an în care noi ne-am dorit să aducem în atenția publicului nostru și să plecăm apoi cu această poveste minunată, o poveste despre o prietenie aleasă, să plecăm cu ea prin țară și să spunem pe îndelete povestea acestei prietenii dintre Grigore Antipa și toți cei patru regi ai României. Este un proiect dezvoltat de noi în parteneriat cu Muzeul Național Cotroceni, cu Muzeul Național Peleș, Muzeul Municipiului București și un colecționar privat, domnul Daniel Obreja, și pe această cale le mulțumim tuturor partenerilor noștri. Regele Carol I îl primește pe Antipa într-o audiență, audiență care se presupune că ar fi trebuit să dureze numai jumătate de oră, dar Antipa este reținut și la dejun de către rege și cu această ocazie este numit director al pescăriilor statului și director al Muzeului de Zoologie, muzeu care se afla pe atunci găzduit în câteva cămăruțe de la Universitatea din București. Regina Maria obișnuia să spună că Antipa a fost prieten cu soțul ei pe toată durata vieții lui și că o călătorie în Delta fără doctorul Antipa își pierdea jumătate din farmecul ei. Îi sfătuiesc să vină să o vadă. Este o expoziție despre o prietenie frumoasă, despre o Românie în care valoarea și bunul simț și buna cuvință erau la ordinea zilei. Expoziția, realizată sub egida Casei Regale a României, va fi găzduită de Muzeul de Științe ale Naturii din Roman până pe 5 iunie 2022. Un reportaj amplu din cadrul vernisajului va fi difuzat astăzi după știrile Roman TV.